Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată ne ajungi la mijlocul postului. Este un obicei printre cei care călătoresc mult să facă unul sau mai multe popasuri pe cale. Scopul acestor popasuri nu este odihna, cu toate că și aceasta este importantă. Un călător și mai ales unul experimentat știe că cel mai mare pericol este să se rătăcească și de aceea are nevoie să verifice din când în când dacă se află sau nu pe drumul cel bun. Are nevoie să-și păstreze vii în minte ținta și scopul pe care și le-a fixat atunci când a pornit la drum. Un astfel de popas mai are și rolul de a-l ajuta pe călător să-și adune forțele și să se îmbărbăteze, deoarece de multe ori, de foarte multe ori, greutatea și lungimea drumului, împreună cu neputința și slăbiciunea trupească, slăbesc râvna sufletului. De aceea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus că Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Ne aflăm acum la un astfel de popas duhovnicesc, prilej pentru a ne aduna forțele, de a ne aminti de unde am plecat și încotro ne îndreptăm, ca să ne putem relua călătoria cu și mai multă râvnă. Ne amintim în această zi faptul că am pornit pe acest drum, mânați fiind de dorul de Dumnezeu, dorul după raiul pierdut, dorul după petrecerea împreună cu Dumnezeu, Creatorul și Părintele nostru. A fi iarăși împreună cu Dumnezeu, iată scopul nostru. A fi și a rămâne alături de El în viața cea veșnică, viață pe care nu vrem să o înțelegem altfel decât trăită împreună cu Dumnezeu, care este viața și bucuria noastră. Drumul postului mare se întinde de la duminica izgonirii lui Adam din Rai până la duminica intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un drum greu, cu suișuri și coborâșuri, un drum în care durerea se împletește cu dorul, durerea despărțirii de Dumnezeu pe care ne-a adus-o neascultarea lui Adam, se împletește cu dorul lui Hristos, cel care prin ascultarea lui ne-a croit iarăși drumul de întoarcere în sânul lui Dumnezeu. În pilda fiului risipitor este scrisă cu foarte multă limpezime istoria căderii omului, povestea depărtării fiului celui neascultător de casa părintească, însă povestea fiului cel bun trebuie citită printre rânduri. Fiul cel bun nu este altul decât Hristos, adevăratul fiu al adevăratului Dumnezeu. Un fiu adevărat nu poate rămâne nepăsător în fața mâhnirii Tatălui Său. De aceea Hristos nu a rămas lângă Tatăl, ci a plecat în lume să-L caute pe fratele Său. Și aducându-L înapoi acasă, să-L facă Tatălui Său bucurie. Fiul cunoaște toate ale Tatălui. De aceea El știe iubirea Lui pentru lume. Această iubire a stat la baza întrupării Fiului Lui Dumnezeu după căderea omului. Dar mai ales această iubire a Lui Dumnezeu față de lume a pus pecetea crucii peste această pogorâre a Fiului Lui Dumnezeu.
Cunoscând aceste lucruri, noi nu putem decât să ne minunăm de această iubire nemăsurată și de pogorârea de negrăită a lui Dumnezeu și mulțumitor fiind să rămânem alături de El. Hristos a pogorât la noi pentru ca să ne ducă înapoi la dreapta Tatălui. Prin urmare, numai rămânând aproape de Hristos, strâns uniți cu El, ne putem întoarce acasă. Cu cât devenim mai conștienți de acest mare dar pe care ne-l face Dumnezeu, cu atât inima ni se va aprinde de dorul dumnezeiesc și astfel drumul nu ni se va mai părea greu și nesigur. Cu cât dorul după Dumnezeu va crește în inimile noastre, cu atât inima noastră va fi stăpânită de un singur scop, acela de a fi asemenea celui după al cărui chip am fost creați. Atunci, cu adevărat, vom înțelege și cuvintele din Evanghelia de astăzi. Hristos a spus următoarele cuvinte tuturor, mulțimilor și ucenicilor. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde. Iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Vedem că toate aceste cuvinte au în centru sufletul omului, sau mai bine zis, mântuirea lui. Cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde. Aceste cuvinte înseamnă că cel care se gândește la mântuire în sens egoist, care se gândește cu alte cuvinte cum să scape, acela va pierde de fapt mântuirea. Cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Când Mântuitorul spune va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, vrea să spună că cel care se va preda pe sine și își va preda sufletul său pentru Hristos și pentru lucrarea sa, acela este cel care a aflat calea către mântuire. Care este oare lucrarea lui Hristos? El însuși o spune: Eu nu fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Ascultarea este lucrarea Fiului omului și împlinirea voii Tatălui este lucrarea lui Hristos. Și Hristos spune mai departe că și aceasta este voia celui ce m-a trimis, ca din toți pe care mi-a dat mie să nu pierd niciunul, ci să-i înviez pe ei în ziua cea de apoi. Iar Evanghelia nu este altceva decât vestea cea bună, aceea că avem un Dumnezeu iubitor, iar numele acestuia este Tată. Cine va fi cucerit de această lucrare a Fiului lui Dumnezeu, cine se va sili să-L urmeze pe Hristos în ascultarea sa, acela își va preda cu bucurie sufletul lui Dumnezeu și se va sili să imite această lucrare. Acela va înțelege că nu este mântuire, nu este bucurie veșnică în afara viețuirii cu Hristos. Și astfel cuvintele lui Hristos, că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul, sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său,
vor căpăta un înțeles aparte. Pentru un astfel de suflet fericit, îmbrățișarea crucii și urmarea lui Hristos devin în același timp și nevoința întregii sale vieți și bucuria petrecerii împreună cu Hristos. Acesta este drumul. Lepădarea de sine de dragul lui Hristos și a Evangheliei sale și urmarea lui pe drumul crucii. Crucea este semnul Fiului Omului, cea care va străluci pe cer înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Despre ea stă scris în Evanghelia după Matei aceste cuvinte: soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Sfântul Ioan Gură de Aur târtea astfel aceste cuvinte: vezi cât de mare este puterea semnului crucii? Crucea este mai strălucitoare și decât soarele și decât luna. Și să nu te minunezi că Domnul vine purtând crucea. După cum am făcut cu Toma, arătându-i semnul cuielor și rănilor, tot astfel și atunci va arăta rănile și crucea ca să arate că acesta a fost cel răstignit. Dumnezeu ne-a dăruit numele Său. Prin El noi ne numim creștini, de aceea, pe lângă numele Său, noi am primit și semnul Său, adică semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Noi ne însemnăm fețele cu chipul crucii, însemnăm spre binecuvântare tot ceea ce ne înconjoară cu acest semn de viață dătător și astfel dăm mărturie în lume că suntem ai lui Dumnezeu, că nu ne mai aparținem nouă, ci Lui. Așa dă mărturie în numele tuturor creștinilor Sfântul Apostol Pavel și spune că dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem. Crucea este altarul pe care s-a jertfit însuși Fiul lui Dumnezeu și de atunci crucea a devenit semnul iubirii dintre om și Dumnezeu, semnul întâlnirii dintre noi, dar și semnul prin care le dăm și celorlalți prilejul de a-L întâlni pe Dumnezeu. Cu cât inima noastră va fi aprinsă de durul după Dumnezeu, cu atât acest semn al Fiului lui Dumnezeu va străluci și pe chipurile noastre și astfel toți ceilalți oameni care nu și-au găsit încă drumul de întoarcere acasă vor simți imboldul sau chemarea lui Dumnezeu. Creștinii mărturisesc această predare față de iubirea răstignită a lui Dumnezeu prin însemnarea cu semnul crucii. A fi creștin nu este o datorie, ci este un privilegiu. Este darul cel mare al lui Dumnezeu pentru oameni, iar un dar se cuvine a fi primit cu recunoștință și se cuvine a fi pus în faptă și mai ales mărturisit. Cine se rușinează a se însemna cu semnul crucii, acela respinge iubirea lui Dumnezeu și se face nevrednic de a fi numit, de a se numi fiul al lui Dumnezeu. Dar acela care urmează Domnului său pe acest drum al crucii și care își luminează viața cu acest semn al crucii, va fi slăvit de toată creația ca un adevărat fiu al lui Dumnezeu,
deoarece însuși Hristos va da mărturie pentru el. De aceea Hristos își încheie cuvântul său cu aceste cuvinte: căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slavă Tatălui său cu sfinții îngeri. Cât despre cei care și-au pus viața în slujba crucii, Mântuitorul Hristos îi va așeza alături de el înaintea tuturor îngerilor și oamenilor. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini. Să ne folosim, fraților, de acest popas duhovnicesc și să ne înfierbântăm inimile cu dorul lui Dumnezeu și să ne lepădăm dorințele egoiste, ca să putem și noi să îmbrățișăm crucea lui Hristos, prin care ne îndăjduim că vom intra într-o bucuria Tatălui nostru. Să ne rugăm bunului nostru Mântuitor, preacuratei sale Maici, pururea Fecioarei Maria, prin care Hristos a luat firea noastră omenească, și tuturor sfinților plăcuților lui Dumnezeu, care în viața lor crucea ca jugul și-au purtat. Să ne rugăm ca și în inimile și pe chipurile noastre să strălucească această lumină a semnului Fiului omului. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea har ca să purtăm și în lumea aceasta mărturia iubirii lui Dumnezeu, la care ne face părtași și pe noi păcătoșii. Amin.